Salut! Noi suntem Funky Citizens și ne place să punem sarea în bugete. Vom găti un quiche compus din mai multe tipuri de ingrediente, la fel de diverse și proporționale ca veniturile unui buget. În acest episod îți vom arăta cum se gătește cel mai mare buget local din țară, cel al Bucureștiului. Pentru că sunt cea mai mare parte din veniturile Bucureștiului, cotele defalcate din impozitul pe venit sunt de bază, la fel cum e și făina pentru aluatul quiche-ului nostru bugetar. Tot de bază sunt și sumele pentru echilibrarea bugetelor locale. Asemenea untului, ele dau consistență aluatului. Însă, pentru ca untul și făina să se lege, e nevoie și de apă, adică de subvenții. Tot de la bugetul de stat vin bani din venituri precum TVA pentru a finanța așa numitele servicii publice descentralizate. Învățământul preuniversitar e un serviciu public în care banii se împart după formula cost standard per elev. Nivelul finanțării te poate face să plângi, la fel ca atunci când tai ceapa. Pe lângă educație, sănătatea e alt serviciu public de bază, la fel ca dovleceii în acest chiș. Bucureștiul are în administrare mai multe spitale, de aceea primește bani de la bugetul de stat, inclusiv pentru aparatură medicală sau investiții capitale. Urmează să adăugăm ciupercile, ca să acoperim și cheltuielile cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav. Să facem buget cu usturoi sau fără? Cu, chiar dacă nu toată lumea îl tolerează. E vorba de subvenții pentru susținerea proiectelor finanțate din fonduri UE. Avem grijă să întindem bine bugetul, pentru a se bucura de el cât mai mulți cetățeni. Bugetul local nu poate fi complet fără un sos bun care să-i dea gust. Deși sunt niște venituri relativ mici, banii strânși din licențe și autorizații se adună și ei în contul primăriei. Bugetul e aproape gata. Mai trebuie doar condimentat cu amenzi, cărora li se pot adăuga și penalități. Apropo, știați că Primăria Generală nu obține direct bani din impozitul pe proprietate? Banii aceștia merg direct la primăriile de sectoare. PMB obține însă ceva bani din impozitul la vinderea imobilelor. Un alt impozit condimentat e cel pe vehiculele persoanelor juridice. Dacă ești un edil harnic, vei avea și bani de mozzarella. Sunt unele venituri care nu depind de taxe și impozite puse cetățeanului. Intră pe banipublici.ro ca să afli și alte rețete de bugete locale și cum poți mânca tu feliile de buget rămase.